7 de prieteni. Oare câte strângeri de mână ar fi fost? O grămadă. Am putea să arătăm? Deci Petru, 40 și cât a zis? 47. Așa. Ia să vedem, să încercăm. Pentru 47. Deci pentru 47 de prieteni. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 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 Dragilor, Miruna se prinde foarte bine din problemă, ea și-a dat seama că cu suma numelor, toate numele aparente, până la el acolo, deci 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 46. Și cât face suma asta? Cum adunăm? 1 plus 2 plus 3 plus 46. Așa. 47. Așa este. Deci 1 plus 47 ori jumătate din câte sunt ele. Jumătate pentru că... 46. Adică jumătate din câte sunt. Când noi rugăm până să aflăm câte echipe de astea sunt. Ei, răspunsul este că jumătate din 46. 6. 1 plus 4, 6. Foarte bine. Este excepțională. Deci e atent, de atentă. Ești când mă bucur nespus de mult. Ești atentă la fiecare cuvânt care spun eu. Și ești atentă și la ceea ce scriu. Ești deosebită. Îmi place foarte mult chestia asta. Da? Deci e atenție distributivă și urmărești totul. Elevii aceștia care au această forță de distribuția atenției și prinde toate planurile, fac niște progrese foarte mari. Știi de unde vine chestia asta? Că citești foarte mult. Da? Eu am aflat că citești. Deci îți place să citești. Cât citești o carte, dar te lasă cineva într-o zi, cât ar fi. Da. Da? De câte pagini? Cea mai mare carte care ai citit-o tu? De câte pagini am făcut așa? Eu odată am citit o carte de 300 și ceva de pagini în câteva ore. Nu se poate. În câteva ore? Așa, 5-6 ore? Așa. Asta. Deci ai o viteză și ai o forță și o plăcere. Vreau să spun un lucru. Și la matematică, tot așa o plăcere este. Când începi să-ți dai seama cât ce frumoase sunt probleme și te prinzi, oh, Doamne, este o mare bucurie. Când fiica mea era în clasa a 5-a, a fost prima pe județ, iar în clasa a 6-a a fost prima pe țară. Da? Dar ea știi cum făcea? La matematică, doar te-am întrebat. Tata, te rog să-mi aduci probleme, cu lege de probleme, cu lege de probleme. Eu nu făceam decât să aduc cu lege la timp. Și ajunsesele, încât la nivelul biroului ei erau caietele lucrate. Unele puse peste altele. Da? Atâtea căițele au lucrate. Ea pur și simplu lucra și cânta. Cânta și lucra. Și avea o bucurie imensă. Când toate problemele ieșeau ca pe bandă. Da? Dar asta se întâmplă, dacă cum citești tu la română și la matematică să lucrezi pentru așa plăcere. Așa lucru se întâmplă minunat. Și ești pe fetiță cu un potențial imens. Eu știu ce spun. Vorbesc ca un mare, ca un profesor despre care tu ai început să auzi. Da? Deci spun foarte important lucru. Înmulțicul. Deci primul plus ultimul. Așa. Și ca să aflu câte lume, câte sunt de la 1 până la 2, până la 4, 6, câte lume sunt? De la 1 până la 3, câte lume sunt? 3. De la 1 4, 6. Și fiindcă noi ne învățăm... Dar jumătate din ele, când noi le împărțim în două, luăm câte două, când ne întrebăm, ori 23, asta e, ori 23. Și
Și vine 47, când? 27, 23. 47 ori 23. Ori 23, dar nu știu cum se fac. Tu știi, da? Excelent. Da? 3 ori 7, 21. Și vii ca astăzi, eu te asigur că acolo ajunge mai. Acum punem o altă problemă. Problema B3, 182. Alexandra și Roxandra. 182. Înainte de a trece la problemă, aș vrea să mai stăm un pic la cea dinainte. Unde ți-a plăcut cel mai mult problema anterioară? Ce te-a fascinat? Ei spus așa, acum vă voi spune o problemă la care s-ar părea că avem dificultăți. O să fie chiar dificilă. Unde a fost miezul problemei? Care... La strângerile, la numărul de prieteni și la strângerile de mână. Și cum am putut noi să spargem problema asta? Că e foarte dificilă, cum ai spus tu. Care a fost ideea cu care pleci la problemă? Ce le ții în minte toată viața? Asta! Numărul de prieteni l-am luat mai mic, fiindcă eu n-aș fi putut să fac așa deodată. Și am zis, hai să luăm cu 3 prieteni, ca să vedem cum merge jocul. Deci asta a fost miezul problemei. Să le spun și prietenilor noștri. Asta e frumusețea matematicii. Deci când, cu o dată, cu număr mare, n-aș fi putut să o fac. Dar când am luat doar 1, 2, 3 prieteni și am făcut legăturile, am zis, am băgat pe mâna strâns aici, trei cu ăștia doi. Și mai este și unul cu doi. Da? Deci sunt trei. Trei cu ăsta bagă ar fost unul plus doi. Era unul plus doi a celor din față. Când au fost unul, doi, trei, patru prieteni, când au ajuns la patru prieteni, ăștia din față știau că se facă șase de ăștia. Deci egal cu 6. Dar nu mai e nimic. Plus cine? 4 care din de mâna pentru ceilalți. Da, cum încolo nu mai... Nu o să mai fie niciodată greu pentru mine la problemele de ceilalți. Super, spui. Și prietenul ăsta s-a putea. Atunci când te afli într-o problemă dificilă, se situația unei probleme cu un număr mai mic de prieteni, de încercări, suma aceea, ca să poți să începi să miști problema, să o înțelegi și să pătruzi ușor. Știi cum e la problemă în matematică? E ca și cum ai intra noaptea într-o cameră pentru neric. Să înțelegi că pentru noi lumină și până să-ți dai seama, te lovești de toate colțurile, de la șifonier, de la... faci cu cuie cât cuprinde peste... până când găsești întrebătorul. Și când găsești întrebătorul, ai pus-o cu lumină. Totul... Întrebătorul este ideea aceea frumoasă, care trebuie să fie avutul de la început, dar nu ai avut. Decât faci niște cuie, cum să zicem așa, nu ne lovim una de alta. Așadar, prietenii noștri, eu sunt... O să pleci, o să fii încântați, bucuroși, că astăzi am înțeles că la problemele acestea mergem la un număr mai mic de indivizi, număr de acolo, depinde cu problema mai gândită, ca să putem să descoperim șmecheria. Că șmecheria a fost să-i adună pe ăștia din față. 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3 făcea 6. Și mai vine și cu 4, da? Deci face
Cât ai zice, am zis, deci 1 și cu 2 fac 3 și cu 3. Deci aici a fost cât? Aici a fost 3. Acum 3 ăsta și cu încă 3 e dat cu 6. Bine că am întrebat 6. Deci se adună toți aceștia din față. Când sunt 5, 1, 2, 3, 4, 5, numărul de mâini care se dau sunt suma ăsta din față. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Și mai am văzut că e vorba de 10. Super. Cu asta plecăm la problemă. O să reușim de fiecare dată, după ce discutăm problema, să o analizăm, să spunem cu ce plecăm de acolo. Care-i frumusețea? E de parcă am intrat în mintea autorului. Am pătrut de acolo și cum a făcut el problema. Ce idee a avut. Asta este spectaculos. Bun, zi-mi altă problemă. Problema B3, 183, ați scris. Alexandra și Roxandra au participat la un concurs. Alexandra și Roxandra. Și fiecare a câștigat un număr de puncte. Fiecare a câștigat un număr de puncte. Află ce număr de puncte a câștigat fiecare. Deci, Alexandra un număr de puncte A, Roxandra un număr de puncte B. Împărțirea numărului mare de puncte la cel mic să aibă punctul 9 și restul 3. Eu nu știu care o fie numărul de puncte mai mare, dar oricum, unul mai mare și altul mai mic, da? Suma celor două numere să fie 103 puncte. Ah, bună informație! Diferența celor două numere să fie 83. A plus B egal cu 100? 103. A minus B egal 83. Și am aflat numărul mare. A. A, un numărul mare. Și eu știm cât este. Face cât? 20. Și acum pe 20, ce face cu 20? Pe 20 îl împărțim la 2. 20 îl împărțim la 2, să ținem cu egale. Și egal cu 10. Așadar, pe cine a aflat acum? Și 10 plus 23. Așa. Așa, ăsta am aflat pe... Am aflat pe A-ul. B-ul este 10. B-ul este 10. Iar A-ul este 93. Și este exact ce ți-a spus în problemă. Foarte frumoasă problema și asta. Da? Deci, prietenul nostru, să le spunem că a făcut niște probleme foarte, foarte interesante. Te felicit și îți propun să continui la matematică cu toată dragostea și o să vezi ce rezultate frumoase o să ai. Mai faci și la astăzi. Am făcut 6 probleme de 9. Ți-ai propus 9 și am putut să facem 6. Da. Este mare lucru. Dar noi le-am și analizat, am gândit foarte atent la ele. La revedere, dragilor! Să nu uitați de like și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere!